Având în vedere prognozele Administrației Naționale de Meteorologie și avertizările de cod portocaliu care vizează Timișul, urmează aplicarea unor restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Acestea se vor aplica în cursul zilei de miercuri 19 iunie și în data de 20, 21 și 22 iunie, în intervalul orar 10-20, pe întreaga rețea rutieră din Administrarea Consiliului Județean Timiș. Restricțiile sunt instituite pentru protejarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă. De asemenea, exceptate de la aceste prevederi sunt mijloacele de transport în comun. Restricțiile sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie, cod portocaliu, val de căldură persistent, caniculă și disconfort termic accentuat.